La nivelul județului Buzău, din cei 2321 de candidați, doar 3 au rămas nerepartizați, întrucât nu au completat suficiente opțiuni. Aceștia au mediile 5,80, 6,25 și 7,7. Au în schimb la dispoziție 246 de locuri rămase libere în unitățile de învățământ din județ, în urma repartizării computerizate. Buzăul se poate mândri cu Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD-ul. Aici au fost admiși 16 elevi cu media 10. Într-un top realizat la nivel național de Ministerul Educației, instituția de învățământ se clasează pe locul 3 după colegiile naționale Gheorghe Lazar și Sfântul Sava din București și este la egalitate cu Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București și Colegiul Național Emil Racoviță din Iași.